În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, cu rânduiala preasfintei drept și cu voia lui Dumnezeu, iată ne-a ajuns în pragul, dacă vreți, sau în apogeul postului, în ultima săptămână de post, ceea ce numim noi, dacă vreți, chiar duminica de dinaintea Crăciunului, prin faptul că în săptămâna în care urmează, intrăm în praznicul nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. Nu-i putem spune săptămâna mare, că m-au întrebat câteva persoane, părinte, în săptămâna mare spovediți. Nu-i mare, sunt toate la fel, au 7 zile, dar trăirea este intensă prin faptul că în această săptămână pot să mai vină să primească Sfintele Taine cei care au întârziat sau nu au avut timp cu serviciu și alte probleme, dar asta nu înseamnă că începând de astăzi, dacă ne-am împărtășit, putem mânca mâncăruri de dulce, adică mâncăruri care nu sunt de post. Deci postul se încheie sâmbătă dimineața când vii de la biserică, de la Sfânta Liturghie și guști sau mănânci mâncărurile pe care le-ai pregătit, pentru că sărbătoarea Crăciunului nu-i numai o bogăție culinară și o îmbogățire materială, o haină nouă sau un lux sau un cadou sau un pom de iarnă, ci are în esență ce? Prezența Mântuitorului Iisus Hristos în lume, prin cântarea îngerilor între oameni sau întru oameni bunăvoire și în interiorul lor trebuie să fie liniște și pace. Are prezența magilor care vin din Persia și de la răsărit și de departe, din Egipt, și ne aduc vestea că steaua care apare pe cer este o stea minunată și vestește nașterea unui împărat, nu din punct de vedere astrologic, ci astronomic, dar din punct de vedere dumnezeiesc și profetic. Are în mijloc praznicul pe păstorii care lasă oile și vin și îl caută pe păstorul cel mare, așa cum spun colindele, și are în mijloc pe Maica Domnului care ține în scutece pe cel neîncăput și împântece pe cel neîncăput pe care îl naște în Ieslea din Betleem și cum spune Sfântul Chiril, pentru că oamenii ajunsese la călcarea legii până la măsura pe care nici dobitoacele nu o au și Hristos a vrut să arate starea umanității și s-a născut în iestre de dobitoace, să arate că oamenii erau atât de decăzuți încât dobitoacele erau mai curate decât ei. Această naștere în iestre este legată și de un eveniment geografic și istoric. În primul rând, în peștera în care s-a coborât Maica Domnului să-L nască pe pruncul Iisus, este peștera care cu 2000 de ani l-a dăpostea pe David cu oile când era cald și scria psalmi și cânta la harpă. Deci cânta psalmii. Este peștera în care păstorul cel mare a venit să-și salute bunicul despre care Duhul Sfânt spunea în psalmi. Din rodul tău voi pune pe scaunul tău. Și iarăși întreabă Duhul Sfânt, au voi pierde cetatea pentru robul meu David? Deci iată ce importanță de aceea și genealogia de astăzi merge și pe linia davidică, în special arătând Iisus fiul lui David, fiul lui Avram. Și dacă v-ați uitat, sunt enumerați cei trei patriarhi, spune Avram a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacov, Iacov a născut pe Iuda și pe frații lui. De ce? Sceptru din Iuda și stea din Iacov, o prorocie care vorbește de venirea Mântuitorului în lume. Iar după aceea, Cartea Neamurilor sare anumite nume, dar scoate în evidență două linii, de oameni drepți și oameni păcătoși. Pe linia oamenilor drepți arată toți patriarhii și oamenii drepți ai Vechiului Testament, cutare a născut pe cutare, cutare pe cutare. Acestea au fost luate de la templu, din sulurile vremii, care să păstra genealogia fiecărui neam de speță bună, care se ducea și își înscria numele și urmașul, ca să se știe cum facem noi, de exemplu, descendența mușatinilor sau a basarabilor, numai că aici e vorba de 2000 de ani, dar pe lângă faptul acesta găsim în text ce? Lipsuri de nume sau înșiruiri de neamuri simple, în care pe o distanță de 100 sau de 300 de ani nu găsim niciun codescendent. De ce? Nu erau importanți
ca figurație istorică a vremii și ca figurație pe linia din care coboară Mântuitorul, pentru că nu duceau în ce? În elementele importante ale numelor prin care s-a coborât genealogia Mântuitorului. Dar, în schimb, înșiruiește și câteva femei destrăbălate. Rut, Berșeva, cealaltă, deci Fares și așa mai departe. De ce lucru acesta? Nu le-am luat. Rahav desfrânata, de ce lucru acesta? Ca să arate că Mântuitorul a venit în lume nu numai pe linie de oameni drepți, că ar fi predestinație, ci a venit și prin oameni, a coborât în descendență și prin oameni păcătoși. Deci iată femei ușuratice, care femeile nici nu prea avea valoare numele lor în Vechiul Testament. Dar să arate cum a venit descendența în lume și că Mântuitorul a trecut prin toate neamurile și bune și rele, adică din generație în generație. Un alt lucru important pe care îl întâlnim la Cartea Neamurilor, găsim de la David, deci de la Avram la David, însemnat, și vă întreb de ce, Avram este primul cu care Dumnezeu face legământ și Avram era un om al înălțimilor, cum se spune, era un om care era în contemplație și spune mai departe în istoriile Vechiului Testament că a fost primul patriar care nu s-a închinat idolilor, chiar a spart idolii din casa tatălui său și era un om ales care era într-o căutare de Dumnezeu adevărat. Și ca drept dovadă că a avut o jertfire totală de sine asemănătoare lui Iisus, cel răstignit care vine din cer în lume, din sânurile Tatălui în pântecele Maicii suvrem, prin lepădare totală, așa și Avram a ieșit din pământul de unde a fost rânduit, a lăsat avere, a lăsat tot, a lăsat fratelui său și cumnatului său și a plecat și s-a dus singur unde l-a trimis Dumnezeu, un pământ gol și neștiut, doar pe simplu concept al făgăduinței. Du-te în pământul în care ți-am poruncit și s-a socotit lui ca dreptate, adică ca o împlinire a legii. Dar mai mult decât atât, Avram după aceea, ajungând în ținutul haldeilor, ajungând, deci știm scena de la Mamvri, unde cei trei tineri vin chipul Sfintei Treimi, deci vin în chip de îngeri, și ce face Avram? Îi ospătează și primește marea binecuvântare care începe legământul pământesc al omului cu Dumnezeu prin tăierea împrejur, dar mai mult decât atât, primește făgăduința unui fiu dintr-o femeie bătrână și trecută de vremea rodirii, care și râde, dar primește și marea încuvințare care îi se spune: uită-te, Avrame, la stelele cerului și la nisipul mării, așa vor fi fiii tăi. Stelele cerului fiind neamul sfânt, pe linia lui Avram, iar nisipul mării, lumea de rând, muritorii, deci care nu au contactul și legea cu Dumnezeu, că mulți se pierd pe cărarea cea largă. Dar Avram rămâne patriarhul binecuvântat de Dumnezeu, de unde și bunătatea lui este răsplătită de Dumnezeu prin acel frumos, dacă vreți, pasaj biblic în care spune: și murind sărac, a fost dus în sânul lui Avram. Deci, iată, pentru bunătatea lui Dumnezeu și în rai i-a dat stăpânire pe o anumită porțiune a raiului spiritual și i-a spus: acesta se numește sânul lui Avram, adică locul bunătății avramice. Mergând mai departe, până acolo sunt 14 neamuri. Aceștia au fost conduși tot timpul, spune, de judecători. Deci, iată o distincție anume. Deci se trecea ușor, ușor, de la o etapă la alta spirituală, de-a lungul Vechiului Testament. Apoi a urmat de la David până la strămutarea în Babilon alte 14 neamuri care au fost conduse de regi, dar regi al lui Dumnezeu, regi unși cu turnarea cornului de unde le-am sfințit, care n-au făcut altceva decât au dus mai departe seminția lui Israel și a dus-o spre ce? Spre împlinirea mesianității. Să n-aveți impresia că poporul iudeu urmărea împlinirea mesianității. Nu. Era un popor destrăbălat care pierduse și din rânduielile legii, în momentul în care a ajuns în Babilon, s-au ars toate scrierile vechi, s-a pierdut din scrierile legii ale Torei, s-a pierdut din legile păstrate și cu greu s-au adunat din nou și s-au închipuit
până ce s-a ajuns la numărul de cărți canonice ale Vechiului Testament și Mântuitorul a venit la plinirea vremii. Multă vreme am trăit cu ideea că plinirea vremii era momentul propice în care Mântuitorul trebuia să vină. A venit exact în momentul în care legea iudaică ar fi fost distrusă de tot. Deci Mântuitorul a venit exact într-un moment propice, când ei erau cei mai scârboși și mai sălbatici ca nație, deci nu mai aveau nimic comun cu ceea ce păstrase de la Moise și de la Avram și de la Iacov și de la Isaac și de la Iacov, ci ajunsese de râsul lumii, cum se spune. Deci se dăduse după disciplina și după regula și după religia și după năravul tuturor popoarelor. Și atunci a venit Hristos în lume ca să marcheze valoarea și speța și lucrarea neamului iudeu. De aceea spune și slavă poporului tău Israel. Noi spunem acum slavă poporului tău binecredincios. N-a fost credincios. L-a răstignit pe Iisus și a respins pe Mesia. A fost foarte încăpățânat. Le spune Mântuitorul, farisei fățarnici și nemernici, omorâți pe proroci cu pietrele, zidiți mormintele, sunteți și voi niște morminte văruite, putoare pe dinăuntru și spoite pe din afară, etc. și așa mai departe. În momentul în care de la Babilon și până la Iosif, logodnicul Mariei, nu bărbatul Mariei, pentru că ea n-a fost căsătorită cu el, ci doar logodită, alte 14 neamuri care au fost guvernate de arhierei, de preoții bisericii, de clerul bisericii, deci a vechiului templu. Deci iată o altă etapă spirituală, dar care și aceștia au înstrâmbat legea. Și atunci a fost nevoie să vină Iisus în lume, întâi pentru instaurarea unei legi. Vedeți ce frumos se adresează Iisus pe două căi. N-am venit să stric legea, deci ținea la legea veche, dar am venit ca să o împlinesc. Adică să aduc din nou ceea ce voi i-ați luat din ea și ați stricat. Și apoi împlinirea legii merge prin subțirătatea legii, de la ucidere la ură, de la poftă la desfrâu. Deci nu-i neapărat să desfrânezi ca să fii păcătos, poți să poftești în inima ta și tot păcat ai săvârșit. Și spune, nu mă aruncați în negrijă că păcatele cu mintea sau cu gândul ar fi ușoare. Și iarăși spune Ieremia, s-a suit moartea prin ferestre voastre, adică prin simțuri. Mai departe, trebuie să știți și următorul lucru. Nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Vedeți ce frumos prezintă Matei cu câtă disciplină teologică. Nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. De ce se folosește acest termen în Sfânta Scriptură? Ca să se explice categoric că nașterea lui Iisus nu sunt povești sau întâmplări enumerate de cei patru evangheliști sau enumerate din generație în generație, ci trebuie să aibă un stabiliment dogmatic, un stabiliment profetic și în același timp un stabiliment dumnezeiesc. Deci o revelație dumnezeiască, nu-i naturală, nu-i din fire, mai presus de fire. Și aici trebuie să știți câteva lucruri esențiale, m-am uitat la ceas și o să mă încadrez în timp, nu vă foiți. Deci trebuie să știți următorul lucru. Maria Fecioara de la 3 ani a plecat în templu. Zaharia a văzut-o că este sfântă și a dus-o în Sfânta Sfintelor. Deci era mai sfântă Fecioara ca Sfânta Sfintelor, locul cortului vechi. Acolo, cum spune Ioan Damaschinul și cum spune și Simeon Metafrastul și alți scriitori bisericești, bineînțeles, ele pot părea la prima vedere închipuiri, nu sunt consemnate istoric sau biblic, dar sunt consemnate în tradiția Vechiului Testament. Fecioara este sub ocrotirea Îngerului lui Dumnezeu și va fi hrănită din cupa cu mană, va învăța scripturile, se va deprinde cu legile legii celei vechi și spune că acolo Fecioara, în timp ce se ruga ca Dumnezeu să nu ispitească sau satana să fie îngăduit să ispitească pe ceea ce va purta în pântece pe Mesia, neștiind că e vorba de ea. Deci iată ce cuget feciorelnic și ce cuget curat avea Fecioara în templu și de aceea îi se și spune Fecioară mai înaltă decât cerurile, că heruvimii s-au înălțat și au căzut, ea s-a coborât și s-a înălțat. Deci și-a căutat spre smerenia roabei sale, spune evanghelistul Luca, cel mai frumos tablou votiv al Maicii Domnului, că de acum mă vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut mie mărire cel înalt și sfânt este numele Lui. Deci iată, deci lucruri care nu sunt spuse de om, ci spuse de Duhul Sfânt.
Și în momentul când a venit vremea să o logodească, la 13-14 ani, până în 15 ani, deci era o copilă, s-au gândit cui să o încredințeze. Știind că e o fecioară aleasă, Zaharia, văzând des tainele ce se petreceau între cer și fecioară, asta vă povestesc similar cu Evanghelia de astăzi, ca să nu mergeți acasă să rămâneți cu o lacună în minte, ce-o fiși cu Fecioara Maria și cu nașterea, cam întâlnit și întrebări de asta. Aia, dar știe cineva cum a fost? Sigur că știe Duhul Sfânt și Dumnezeu, care le-a rânduit mai înainte de toți vecii, taina cea din veacă ascunsă și de îngeri neștiute. Și-au adunat 12 toiege de la 12 bărbați aleși a fiecărei seminții și a cărui bărbat îi va odrăsli toiagul, acelui o vom încredința. Și știți al cui toiag a odrăslit? Al lui Iosif. Iosif din neamul lui Iuda. Lui s-a odrăslit toiagul care trebuia să fie păstorul sau păzitorul Fecioarei Maria. Și nu cum ați văzut pe la televizor, pe la cinema, cât un Iosif de ala gigolo, frumos, cât un artist din ala erudit, care vine și o face pe... Era bătrân, avea 90 de ani. Iosif deja era la văduvie, era deja trecut în vremea pocăinței, cum se spune. Era om aproape de sfârșitul zilelor, ca drept dovadă că nu îl mai întâlnim pe Iosif în activitatea mesianică a Mântuitorului, ci întâlnim numai pe verii lui, fiii Marii lui Cleopa, o altă rudă a lui Iosif, și întâlnim doar pe Fecioara Maria. Iosif era mort de mult. Și de ce lucrul acesta? În momentul când Iosif a luat-o la ea și a dus-o la casa lui, la un moment dat are loc evenimentul bunei vestiri, deci venirea îngerului și vestirea din cer, primul lucru care l-a sesizat Iosif ce a fost? A fost creșterea pântecelui. Și bineînțeles că și-a pus întrebarea: domnule, aceasta este o persoană aleasă, este o persoană profetică. Mie mi s-a încredințat la templu prin minune. Totuși mie mi-a odrăslit toiagul. Eu am luat-o de logodnică, este în paza mea. Ce s-a întâmplat? Și spune Sfânta Scriptură: drept fiind și nevrând să o dea pe mâna legii vechi să fie ucisă cu pietre, n-a vrut să o vădească, ci să o lase în ascuns. S-a arătat îngerul în vis și i-a spus: Iosife, nu te teme a lua pe Maria la tine. Ceea ce este întrânsa este de la Duhul Sfânt. Și din clipa respectivă, Iosif s-a liniștit. Cei patru evangheliști prezintă fiecare problema din punctul de vedere. Îngerul dă și numele: Iisus se va chema, sau Emanuel cu noi este Dumnezeu, Fiul celui prea înalt, deci sunt nume ale Mântuitorului în Vechiul Testament sau nume al lui Dumnezeu. Dar în momentul în care are loc taina nașterii, nașterea se petrece cu totul nefiresc. Dacă o femeie se plânge de travaliu, de dureri, de probleme biologice, aici nu era vorba de așa ceva. Pe fecioara o iau durerile nașterii, intră în peșteră, pentru că la casa lui Crăciun, nu al lui Moș Nicolae, deci acest Crăciun a fost un personaj real, avea un han, cum ar fi la Trei Sarmale sau cum ar fi orice hotel pe drumul Buciumului, dar era plin de găzdași. Din ce cauză? Foarte multă lume se foia atunci, pentru că se făcea recensământul. Recensământul acesta avea două roluri: de a ști populația locului și de a putea mări impozitele, să nu scape oameni care nu sunt impozitați. Și atunci fiecare se deplasa spre locul de unde era, fiindcă se dăduse un anumit termen de zile ca fiecare să se prezinte, să se înscrie cu întreaga familie. Și atunci toate hanurile erau pline, ca așa când ar fi în preajma, când ar fi în preajma venirii la facultate sau cuvioasei Parascheva. Nu mai găsești loc de cazare nicăieri, totul e plin, că e deja hotărât de dinainte. Iosif a venit, a vorbit, le-a spus: avem acest graj de dobitoace, adică această peșteră, simbol de graj, că așa sunt casele în Ierusalim din piatră. Vreți să stați acolo bine? Nu, nu s-a gândit nimeni că fecioara în clipa respectivă va și naște. Dar trebuia să împlinească cele profețite și ale istoriei. Cum spune acolo, cunoscuta, spune în cântări, cunoscuta
Asinul Ieslea stăpânului său, dar Israel nu m-a cunoscut pe mine. Și în momentul în care fecioara s-a dus în Ieslea dobitoacelor, și boii, și vitele, și oile au venit să o încălzească. Deci e un termen frumos alegoric ca descriere geografică și locală a evenimentului, dar evenimentul în sine avea alte taine. O stea călătorea deasupra cerului și stătea deasupra unde era pruncul și a început să bulverseze pe toți astronomii. De unde o fi apărut steaua aia deodată? Ce călătorie a descris ea? Pentru că descria niște mișcări de evoluție care nu corespundeau cu mișcarea solară a astrelor. Și atunci s-au luat magii după ea, dar insuflați în inima lor, cu ce au plecat la drum? Cu averi pentru schimburi de mărfuri, să stai, dai aur, mănânci, dai aur, te odihnești. În Ierusalim era la modă și s-a ducea la templu Smirna și Tămâia și toate celelalte și i-au pornit spre cetatea Ierusalimului să vadă ce este cu locul stelei. Iar în momentul când aici este taina stelei. În momentul când greșeau drumul, deci vedeți steaua de fapt ce era. O mai întâlnim în psalmist, la psalmul lui David, că i-a condus pe ei noaptea în lumină de foc și ziua în stâlp de nor. Deci, de fapt, steaua ce era? Era călăuza lor. Când greșeau drumul, steaua dispărea. Când găseau drumul, steaua strălucea. Și ei știau exact că sunt pe drumul cel bun, pentru că ei mergeau tot timpul în lumina stelei. Și atunci, când au ajuns la Betleem, ce au văzut? Un prunc mic în iesle, dar au văzut lucrări neștiute, forfotă în tot Ierusalimul. S-a născut un mare împărat, s-a născut un mare om, s-a născut un om ales. Primul care era nebunit de toate acestea era bătrânul Irod. Irod avea 3 fii. Trebuia să le lasă și lor împărăție. Cum vine un altul să ia împărăția? Și atunci o să auziți pe parcursul sărbătorilor Crăciunului și o să mai vorbim de masacru celor 14.000 de prunci în ideea de a ucide tot ce este, să spun eu, posibil atacator al tronului. Și ce a zis? Dacă tai toți prunci, am rezolvat problema. Atunci, sigur, am tăiat și pe împăratul lui Israel, cel care s-a născut în chip miraculos. Dar iată că lucrurile n-au stat așa. Și acolo, după ce magii s-au închinat, și au adus aur, tămâie și smirnă ca un împărat, ca unui arhiereu, ca unui slujitor și ca unui mort, au plecat pe altă cale, s-au dus la Irod, au fost chemați, i-a spus, dacă aflați ceva de prunc, să-mi spuneți și mie. Bineînțeles că vestiți fiind, au luat-o pe altă cale și s-au dus în țara lor, care ați fost la Ierusalim, ați văzut mănăstirea Sfântului Teodosie, undeva în partea pustiului Iudeei și sunt peșterile magilor unde au stat când au fugit de Irod și au luat-o înapoi în țara lor și s-au dus liniștiți. Deci sunt marcate cele 3 locuri că pentru că acești magi s-au întors păgâni spre Ierusalim și au plecat deja nu încreștinați, deja credincioși spre casa lor văzând atâtea semne miraculoase. Ce auzeau? Îngerii cântând. Asta au rămas mirați. Și spune-ne Duminica Ortodoxiei, numai pentru că m-ai văzut susmochii în crez, numai pentru că te-am văzut susmochii în crez, îi spune lui Filip sau lui Natanael, și spune, nu, vei vedea și mai mare decât acestea. Îngeri coborându-se și suindu-se peste Fiul omului. Așa a fost la naștere. Îngeri suindu-se și coborându-se peste Fiul omului. Pentru că nu înțelegeau îngerii taina cerului. Taina era ascunsă și de îngeri și în veac neștiută lor. Și în momentul în care a început vuietul și foiala în Ierusalim, au început și mișcările duhovnicești. Păstorii au început să vestească. Vă dați seama ce înseamnă gura târgului când se întâmplă un eveniment, cum vorbește fiecare, spune, anunță. Nu era ca acum presă, totul se ducea prin curiera din gură în gură, călare pe un cal, pe un măgar. Ai auzit taina, ai auzit minunea, ai auzit ce s-a întâmplat, ai auzit ce se aude. Și imediat circulau zvonurile. Dar în momentul în care pericolul a început să crească, fecioara n-a stat să cumpere cărucior și pampers. A luat pruncul în poale. S-a suit pe măgăruș, Iosif a luat măgărușul și au plecat înspre Egipt înștiințați de cine? De înger! Ia pe prunc și pe muma lui
și du-te în Egipt ca să se împlinească o altă profeție din Egipt, am chemat pe fiul meu, spune mai departe. Este plină Scriptura. Eu am vrut să fac astăzi o schemă scrisă, dar am zis că dacă vorbesc scris, mă plictisesc și mă bâlbiș eu și nu sunteți atenți nici voi. Și am zis că ce o să rămână mintea aia, o să vă spun. În momentul în care îngerul i-a vestit, ei au plecat, iar Irod a rămas cel păgubit, pentru că nici n-a știut dacă mai este sau nu mai este pruncul. Era sigur că a fost tăiat între cei 14.000, pentru că s-a și făcut o liniște de plină în împărăție. Dar pruncul creștea și se întărea cu Duhul, spune Sfânta Scriptură. Creștea la sânul Maicii sale, cum spune Părintele Stăniloae, în Maica Domnului Ocrotitoarea, sugând odată cu laptele și Duhul Sfânt. Deci iată ce fel de prunc creștea. Nu era un prunc din ăsta care îl facem noi și îl alintăm cu toate prostiile și crește vagabond. Era un prunc prea sfânt, sugea Duh Sfânt, pentru că ea era plină de dar. Duhul celui prea înalt se va coborî peste tine, Duhul Sfânt te va umbri. Bucură-te, cea plină de daruri, Marie, Domnul este cu tine. Deci sunt cântări ale Maicii Domnului, sunt însușiri dumnezești ale Fecioarei Maria. Și în clipa respectivă, pruncul sugea Duh Sfânt și creștea, deși era pământesc și din carne, că era suvrem. În clipa când a venit vremea să moară Irod și să se împartă împărăția la cei trei, bineînțeles, același înger a chemat din nou și a spus: ia pe prunc și întoarce-te, că au murit urmăritorii. Bineînțeles, nu s-au mai întors în Ierusalim, ci s-au întors la Nazaret, undeva în partea Galilei, pentru că acolo a fost și patria lui Iisus și locul cel mai plăcut lui, unde i-a plăcut să copilărească, și apoi și-a ales mai departe Tirul, Sidonul, Capernaumul, unde a făcut minuni și știm câte vindecări și câte semne minunate și câte mărturisiri de credință s-au făcut și câte lucruri importante, pentru că prorocul nu era slăvit în parte patria lui. Fiind un conflict, Iisus s-a depărtat definitiv de zona Nazaretului și a rămas în părțile Galilei. Ce ne interesează, în schimb, mai departe despre naștere, că aici suntem, nașterea din punct de vedere dumnezeiesc a fost o taină, pentru că Fecioara a rămas Fecioară în taină, adică în timpul nașterii, Fecioară în timpul sarcinii și Fecioară înainte de naștere, adică înainte de zămislire. Și lucrul acesta a fost confirmat. Asta am auzit și eu de la școală, când a povestit profesorul. Se spune în tradiția iudaică, cum este obiceiul, ca moașa să ajute pe femeie să nască. Și a rămas mirată moașa când, atingându-se de trupul Maicii Domnului, a văzut că este fecioară și a spus: cum să nască, că ea e fecioară, dar mâna ei s-a uscat pe loc. În schimb, când pruncul s-a născut în pântecele Fecioarei și l-au spălat în apa, dacă vă uitați în icoana nașterii, să vedeți că e un vas cu apă, o femeie cu un prunc în mână și alături o femeie fără prunc. Aia e cea cu mâna uscată, care a atins trupul Fecioarei. În clipa respectivă, când după ce l-a scăldat pe prunc și l-a pus în fașă și l-a dat mamei, aia a clătit vasul ca să arunce apa și mâna s-a tămăduit la loc. Deci iată că era vorba de Dumnezeu. Și de ce v-am spus lucrul ăsta? Pentru că chiar mi-a plăcut. Adică un lucru minunat în care să se vadă că pruncul era fiul celui prea înalt. Încă de mititel și încă din frageda pruncie, era făcător de minuni, era Dumnezeu adevărat și om adevărat. De aceea magii l-au văzut unul ca un împărat, unul ca un slujitor, ca un arhiereu, ca un preot și unul l-a văzut ca un mor. De aceea s-a dus aurul, smirna și tămâia. Ce-am putea vorbi despre frumusețea, că timpul s-a epuizat, ce-am putea vorbi despre frumusețea colindilor, nu sunt cuvinte. Colindele, ca să le înțelegi, trebuie să le asculți. De aceea rugămintea și a noastră, a clericilor, și a dumneavoastră, a credincioșilor, este ca în timpul sărbătorilor, de la Crăciun și până la Bobotează, să vă îndeletniciți în casa dumneavoastră atunci când luați masa cu prietenii, sau când vă întâlniți cu familia, sau când vă adunați în jurul bradului și a sărbătorii, să puneți în fundalul casei aceste colinde care vă deschid mintea
spre adâncul și frumusețea tainei. Deci acum nu se ascultă manele, nu se ascultă muzică ușoară, rap sau metalica, ci se ascultă într-adevăr colinde pentru a fi cu sufletul cât mai aproape de Iisus și a-i da posibilitatea lui Iisus să vină cât mai aproape de sufletul nostru. În clipa când divinizăm sărbătoarea și o înduhovnicim prin fapte și comportament, suntem asemenea magilor, mărturisitori ai nașterii lui Iisus, iar în momentul în care demonizăm sărbătoarea, băutură, țigară, distracție, sărituri în sus și fără o măsură anume, deci fără un cumul de cuviință, atunci suntem niște irozi care ucid pe pruncul Iisus din fașă. De ce? Pentru că degeaba ne-am spovedit și ne-am împărtășit dacă încep plăcerile, destrăbălările, dezmerdările, nesațul, comia, giftuiala și uităm că suntem dincolo de toate creștini, păstrători ai sărbătorilor și tradițiilor noastre ortodoxe creștinești. Deci trebuie ca acest praznic să se prelungească până în sufletul nostru și trebuie să prelungească până în inima noastră ca Iisus să poată străbate pe calea sufletului până în inimă, că așa a spus Iisus. E o vorbă care eu am citit-o când eram copil într-o carte și îmi place și până în ziua de azi. Bătrânii la țară nu știau Scriptura, dar aveau vorbe simple. Și spunea, zice, măi, tu ai pe dracu în tine? Dar de ce spui treaba asta? Păi de asta s-a apucături de om creștin. Deci vedeți ce simplu era de explicat? Noi luăm filocalia, luăm exegezele, luăm sfinții părinți și tâlcuim și căutăm fraze și ne spargem în figuri cu texte teologice. Ei știau simplu că omul nesimțit are pe dracu în el. Iar omul credincios are pe Hristos în inima lui. Să cugetăm la aceste texte simple care ne apropie de Iisus. Pentru că pe parcursul cât va fi sărbătorile Crăciunului, veți vedea și la ceasurile împărătești, toate ceasurile au evangheliile tot cu nașterea lui Iisus, ca să fie mărturia Sfintei Scripturii. O să vedeți și în sărbătorile Crăciunului că tot de nașterea lui Iisus se vorbește. De ce? Este atât de adâncă taina și este atât de frumoasă și este atât de cuprinzătoare și este atât de convingătoare, încât nu ne dăm seama că pentru noi au sosit zorile mântuirii, adică Hristos, soarele dreptății, răsăritul cel de sus, Doamne, slavă ție!